Ne aflăm astăzi cu domnul Cucu, un român proaspăt întors din străinătate. Domnule Cucu, ne spune și nouă cum se simte să fiți din nou acasă? Vă dați seama că e greu, tata, afară e foarte greu și am venit în țară pentru că la noi măcar e greu, dar îl cunoaștem, că am mai trecut prin el, știm să-l gestionăm. Și ce v-a determinat să reveniți acasă? Vă dați seama, familie, am un copil. Oh, ce frumos! Și ce vârstă are? 6 luni are. Fă, ia vină puțin! Stai să ce-am făcut. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Sunt așa de bucuroasă! A venit și soțul meu acasă. De 2 ani de zile nu l-am mai văzut! 2 ani? Are 6 luni? Ce face? Ce nu-ți convine? Ce? E așa cum zic eu! Ia uzi-mă la asta! Ia ține-mă copilul un pic, că m-a enervat. Eu am fost Carmen și ne revedem data viitoare. Ce dracule de mână aștea să bea aici? Bună ziua! Nu ne dai și nouă o cană de apă, că murim de sete. Cum să nu, tată, cum să nu vă dau? Fă! Adu o cană de apă! E soția? Am o nevastă deșteaptă. Nu știu cum mi-a dat Dumnezeu norocul ăsta. A, uitați că a și venit. Dumnezeu. Na, mă, la ce-ți trebuie. Ia, tată. Păi e goală. Păi nu sens că e deșteaptă. Ai zis de apă, nu cu apă. Așa mi-a făcut și mie când am luat-o. Cerea mereu straichină de mâncare și mă culcam nemâncat. Ok, până la urmă ne dați niște apă? Stai așa, Cucan. Deșteaptă femeie, fată de preot. Bă, dar numai nouă ni se întâmplă, mă, numai nouă la țară, mă, ultima oară că mai vin aici, ultima oară. Of. Bună ziua, ce s-a întâmplat? De ce ați fost dat afară? De guler, m-a luat și m-a trântit pe jos. Nu, de ce v-a concediat? De proșe. Ce? Că l-am înjurat de mamă. De ce? De mamă, n-auziți? Mă refer care a fost motivul pentru care l-ați înjurat. Motivul? De la bani, vă dați seama. Că cine vine de plăcere la muncă? Muncesc de atâta timp la ăsta. Și știți cum e, că nu mai ești muntea de cap, omul s-a stricat afară. Te scoate cu targa. Așa am și aici stricat, dacă uitați. Dar de cât timp lucrați aici? Ce miercuri... Mâine fac o săptămână. Și ce salariu aveți? Păi avem dacă mi-i dădea. Ăsta e motiv să mă dea afară, că l-am înjurat de mamă, plus că el n-are părinți. De ce te-ai supărat? Hello? Vă mulțumim. Eu am fost Carmen și ați urmărit Umor Național. Pe data viitoare. Auzi, Cicule, dar tu ce salariu ai? Bună ziua, ne aflăm astăzi cu domnul Tică, care este în plin război cu fratele său pentru o palmă de pământ. Bună ziua, nu este vorba doar de această palmă de pământ. Eu aici vreau să fac o cârciumă pentru că este o tradiție de familie, iar fratele meu Tache nu mă las. A, deci este o afacere de familie, să înțeleg. Da, mama a băut, tata a băut, doar fratele meu ne strică arbole ginecologic. De ce ai chemat o televizor așa de fază? Na, vedeți? El e invidios că nu poate să bea. De ce filmezi, mă? Plac camera aia de aici, că te-o fac gulă. Dar nu ați încercat să o dați la pace cu el? Totuși sunteți frați. Ce să dau cu el la pace? Ia uite, a luat furca. Cicule, hai! Aolo, Doamne ferește! Nu dibuiește ăsta, mă, e chior. Bună ziua! Ce faceți aici? Adun sticle. Păi și de ce le adunați? Cum de ce le adun? Să știu câte am. N-ai fost la școală? Dar ce faceți cu ele? Eu mi-am deschis o firmă. Pet Sărăcie SRL. Adică pe sărăcie. Eu sunt din IT și am făcut niște calcule. Românul consumă foarte mult, în special lichide. Eu, sătul de munca de birou, am optat pentru cea de teren. Și na, eu sunt de acțiune, vă dați seama. Interesant. Aveți și un slogan pentru oamenii de casă? Bineînțeles. Dă-i cu sticla, nu recicla. De restul mă ocup eu. Pet Sărăcie. Adică pe... Mulțumim. Eu am fost Carmen și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să distribuiți. Pe data viitoare. Cicule,
Ai văzut tu sticla mea de suc? Ne aflăm astăzi cu domnul Lică Cimpoi și domnul Smith. Bună ziua! Bună ziua, să rămână! Cum ați reușit să aduceți la noi în România investitori străini? Vă dați seama că, sincer să vă spun, nici eu nu știu cum am reușit să-l aduc. Ce ne-am zis? I-am zis vrute și nefrute numai să vin aici. Vă dați seama, i-am arătat și niște poze, ce fete avem. Și omul e cam cu probleme, că ăștia de afară nu gândesc ca noi, nu sunt așa de inteligenți. Ah, am înțeles. Mr. Smith, what are your plans here in Romania? So Mr. Cimpoi convinced me to come here in Romania and to invest in this huge land, because the plans are huge, to build a huge hotel and to bring a lot of tourists here. Let me speak, my friend. Ați văzut cum dă de mâini, că planuri mari, asta înțelege, să e clară treaba, e pe bune, bagă ceva ca lumea cașcava în țara asta. Eu sunt un patriot convins, să se vadă, vă rog frumos, să se audă, pentru că ați văzut, majoritatea pleacă și spar bani afară, prin Grecia și prin Spania și prin toate țările astea. Eu am preferat să aducem pe Mr. Smith, care cașcavalul și îl jupuim. Mr. Smith, are you happy with this future project? Happy with this project? Frația e dracu de țepări. Mamă, și cât mici am băgat în el să-l conving. Eu am fost Carmen și ați urmărit Umor Național. Pe data viitoare. Încă un lucru bine făcut. Bună ziua! Cum faceți față acestei canicule? Eu am tehnica mea. Ce fel de tehnică? Păi simplu. Eu mă îmbălsămesc tot timpul. Am acest aparat pentru revigorare. Păi și că rămâneți fără apă? Păi aplic planul B. Și care e acela? Eugenio, mai pleacă liftul cu tine? Firai, acum așteptăm. Dar ce așteptăm? Interesant. Eu am fost Carmen și ați urmărit Umor Național. Pe data viitoare. Gicule, dar noi cum ne recorim? Doamna Eugenia, stați așa un pic, apropo de lift. Doamna Eugenia! Ne aflăm astăzi într-o locație în curs de renovare, unde un vecin este nemulțumit. Bună ziua, ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? Își bat joc de noi, ăștia care plătim taxe, da? Fac aici destrăbălare, nu știu ce vor să fac, eu m-am săturat. Eu dorm, muncesc și dorm. Vreau să mă odihnesc. Dar ați încercat să vorbiți cu proprietarul? Am încercat, vă dați seama că am încercat, dar nu vine, nu dau de el. De fiecare dată când vine aici sunt ascunși, nu știu ce se întâmplă. M-am săturat de oamenii ăștia care... Bună ziua, eu sunt proprietarul, care-i problema? Deci dumneavoastră sunteți proprietar? Am înțeles că vrei somn. Nu, eu dorm foarte bine, vă dați seama, și eu chiar mă bucur că ați deschis la noi. Chiar avem nevoie de așa ceva în zona noastră, că nu s-a mai făcut. Și am chemat și televiziunea, uitați, ca să chiar ne bucurăm să vă vadă oamenii că... Păi atunci hai să facem și o poză cu mine. O poză, da, bineînțeles. Încă o dată s-a dovedit că vorba dulce mult aduce. Eu am fost Carmen și ne revedem data viitoare. Gicule, ăsta e mai mare ca tine.